nicio schimbare la piața agricolă din orașul Glodeni. Chiar dacă primăria orașului Glodeni a promis să-și schimbe situația de la piața dată, până în prezent mari modificări nu au avut loc. Comercianții pieței agricole care își realizează producția aici sunt nemulțumiți de condițiile, chiar dacă zilnic achită o taxă de 16 lei în bugetul local. Condițiile sunt tot acele care și-au fost până în ziua de azi. Cei și s-au vorbit la ședință cu domnul primar, așa și-au rămas. Nu s-a schimbat nimic. Dumneavoastră știți doar și întrebarea care a fost pusă la domnul primar, așa și-au rămas. Sunt și s-au regulat, mai fac o lecție cât de curățenie. Și cu atât și-au rămas, da. Prețul ne-a mărit, e 16 lei, plătim de transport, că suntem la piață. Și asta și-au rămas. Mai bine... Noi rugăm primarul, dintre cei și avem, și consilierii raionului atunci s-a pus întrebare. Consilierii raionului are și a primăriei să iei decizia mai dreaptă. Să fie afișată acolo că e piața agricol gospodărească, da? Țărănească. Nu e nimic. 16 lei, de vale 10, dar la noi 16. Și vânzare nic. Cumpărători nu sunt. Și e tot. Coș de gunoi este, curățenie ne face, suntem mulțumiți. La ședința Consiliului Local Glodeni s-a decis ca piața agricolă să fie gestionată de către întreprinderea municipală Gospodăria Comunală din Glodeni. Tarife: 16 lei licăvoi automobil, 20 lei microautobus, 40 lei, это от 500 до 1,5 тонны, это трактор Т-16, Т-25. И 56 лей, это свыше 1,5 тонны, это такой трактор Т-40 МТЗ. La moment, în orașul Glodeni nu există niciun loc amenajat pentru producătorii agricoli care vor să-și realizeze produsele. Comercianții continuă să-și realizeze marfa în condiții inadecvate, așteptând noi schimbări din partea autorităților.